Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și vă spun un bun venit la întâlnirea de seară cu acest cuvânt sublim al Domnului Iisus Hristos. Este o bucurie mare pentru că în această zi de joi am ales să fim părtași la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul. Și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul a fost Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că putem să învățăm de la El, de la Fiul lui Dumnezeu, să trăim frumos pe pământul acesta, să știm evenimentele care vor urma și să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Am tot rugat pe Domnul să îmi spună ce să vorbesc. Și nu am primit niciun răspuns. Aproape 3 zile Domnul nu mi-a spus nimic. Cu toate că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este plină de diamante, dar trebuie să sapi pentru a le găsi. Iar astăzi, în timp ce căutam și mă rugam Domnului să-mi dea un mesaj potrivit pentru mine și familia mea și pentru dumneavoastră, am simțit îndemnul de la Domnul ca mesajul din seara aceasta să se numească, titlul prezentării, să se numească Dansul Fiicei Irodiadei, Ioan și Poporul lui Dumnezeu. Repet, Dansul Fiicei Irodiadei, Ioan și Poporul lui Dumnezeu. Vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul scump. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 6. Și vom citi de la versetul 14 până la versetul 29. Încă o dată pentru cei care căutați împreună cu mine. Marcu 6, versetul 14 la 29. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Ioan, al cărui nume ajunsese vestit. Și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie. Iar alții ziceau: este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și-l legase în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să-l
ei de nevastă. Pe soția fratelui tău. Irodiada avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă. Și îl asculta cu plăcere. Totuși, a venit o zi, cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de a ridica trupul și l-au pus într-un mormânt. Îmi este foarte greu să citesc această relatare. Îmi este foarte greu să mă gândesc ceea ce s-a întâmplat acolo, într-o temniță, legat de mâini și picioare, omul lui Dumnezeu, un tinerel. Mă înfior la gândul cum acest copil scump al lui Dumnezeu și-a încheiat viața. Aș vrea să vorbesc puțin despre Ioan. Cine a fost Ioan? Vreau să vă spun că Ioan, părinții lui Ioan, Zaharia, mare preot, Elisaveta, o mamă aleasă, care a știut să-l crească, să le duce în temere de Dumnezeu. Ioan era rânduit să meargă pe drumul acesta pe care mergea tatăl său, în preoție. Dar omul acesta, prea scump și prea iubit de Dumnezeu, a auzit chemarea lui Dumnezeu și a înțeles că menirea lui era alta. Era puțin mai mare ca Domnul Iisus Hristos, cu câteva luni.
Iar la chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat-o acestui bărbat scump al credinței, omul acesta n-a pregetat și a pornit cu toată ființa lui să lucreze pentru Dumnezeu. Pe Ioan, îl găsești în pustie. Pe Ioan îl găsești la râuri, unde împlinește lucrarea cu credincioșie, cea care a fost încredințată de Dumnezeu. Ce bucurie pentru acest om mare! Să cheme lumea la pocăință. Predicele lui Ioan nu se țineau în Ierusalim sau la anvoanele bisericilor, din sinagogile din timpul acela. Ci aceste predici spuse de omul lui Dumnezeu mișcau suflete, mișcau inimi împietrite și întorceau oameni după calea care duce la moarte, pe drumul care duce către împărăția lui Dumnezeu. Ce bucurie pe acest om mare al lui Dumnezeu când vedea mii de persoane așteptându-și rândul să încheie legământ cu Dumnezeu. Era bucuria lui. Vroia ca această bucuria lui să facă din ea bucuria cerului. Pentru că el știa că dacă un om păcătos se întoarce la Dumnezeu, un singur om în ceruri, e bucurie mare. Gândiți-vă cum omul lui Dumnezeu avea mii de suflete care se întorceau la Dumnezeu. Ce bucurie a fost pe el atunci când în Iordan își face apariția Fiului Dumnezeu. Și Ioan îl recunoaște și spune: nu se cade ca eu să te botez pe tine. Domnul Iisus Hristos nu trebuia să fie botezat pentru că el nu păcătuise, era fără păcat. Dar știți de ce s-a botezat, de ce a fost botezat? Să-ți dea un exemplu ție, frate, și mie. Pentru că botezul se face când ești o persoană adultă, nu mică. Dacă el, care n-a avut păcat, a fost botezat mare, care este modelul tău și al meu pe care ni-l spun, cel pe care ni-l spun oamenii? Sau modelul nostru ar trebui să fie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Pentru ce a venit Iisus în lume? Nu a venit pentru ca noi să-L avem ca model? Și Ioan spune: nu se cade. Și Domnul îi spune: ba da, tu trebuie să mă botezi, să primesc botezul, să împlinesc acest legământ. Și Ioan declară că eu trebuie să mă micșorez și el să crească. În momentele acelea când Domnul Iisus Hristos a fost botezat, cerul s-a deschis și din cer însuși Tatăl a rostit un cuvânt: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Iar în timpul acela, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât ca un porumbel în chip trupesc. Ioan a fost martor acolo. El spunea: eu nu sunt vrenic nici cureaua încălțămintei să te sleg.
a lucrat mult pentru Dumnezeu. A fost un laic devotat. Au fost zile când omul acesta lui Dumnezeu nu a avut ce să mănânce. Biblia spune că în pustiul acela călduros, omul lui Dumnezeu se hrănea cu lăcuste sălbatice și miere. Omul acesta nu avea costume scumpe pe el. La noi se poartă, dacă ești îmbrăcat bine, poți predica. Dacă nu prea ești îmbrăcat cum trebuie, mai la urmă. Omul lui Dumnezeu nu avea haină, Armani sau pantofi, ci acest om scump era îmbrăcat într-o manta de păr de cămilă și încins la mijloc un brâu. Aceasta era îmbrăcămintea acestui om mare. Mi-am pus întrebarea astăzi în timp ce mă gândeam la acest subiect. Noi care avem îmbrăcăminte scumpă și frumoasă față de omul lui Dumnezeu, care era sărăcăcioasă. Când îl vom vedea în împărăția lui Dumnezeu, capul lui Ioan Botezătorul va fi plin cu stele, va purta o coroană imensă, plină de stele. Acesta a fost Ioan. Lucrarea lui a fost să câștige suflete pentru Dumnezeu. Lucrarea ta și a mea. Care este, frate drag? Devenit la biserică, la adunare, venim, plecăm, venim, plecăm. Dar nu acesta e rolul tău și al meu, de a merge și a pleca. Ci tu și eu suntem chemați să facem ce a făcut Ioan. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Dacă am fi o lumină în lumea aceasta, cum a fost Ioan, mase de oameni ar veni după tine și mine să asculte cuvântul lui Dumnezeu cu plăcere. Să știți că Ioan nu-i chema el să nu făcea reclamă și... Nu. Oamenii veneau la el pentru că era un om sfânt, un om devotat lucrării pe care îi încredințase Dumnezeu. Acesta era Ioan. Așa ar trebui să fii tu, ascultătorule, și eu. Pentru aceasta te-a lăsat Dumnezeu. Ăsta e mandatul tău și al meu, să faci lucrarea lui Ioan. Ioan Botezătorul, tinerul acesta, nu putea fi cumpărat cu nimic. Omul acesta era cumpărat de Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iar în loc de haine costisitoare, omul acesta era îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt. Ce păcat! Haine frumoase, dar goi în interior. Care a fost vina lui Ioan? De a fost prins de Irod și întemnițat. Omul acesta a înțeles că această chemare pe care i-a adresat-o Dumnezeu, dar scoate oameni
din foc și ai câștigat pentru cer este valabilă și în locul și pentru regele Irod. Și omul acesta lui Dumnezeu a mers la Irod și i-a spus: nu ți este îngăduit să iei de nevastă pe soția fratelui tău. Nu se poate, Irod, nu se poate. Și Biblia ne spune că de multe ori Irod se temea de Ioan pentru că îl știa că este un om sfânt. Iar când îl asculta vorbind, îl asculta cu plăcere. Duhul lui Dumnezeu a făcut apel și la inima lui Irod. Iar acele prezentări pe care le prezentau omul lui Dumnezeu, unsul acesta scump, a mișcat inima, a atins conștiința lui Irod, care a stat pe gânduri câteva clipe. Dar împietrirea și nepăsarea și-au spus cuvântul, lăsându-l pe omul lui Dumnezeu, pe mesagerul scump și pornind mai departe în nelegiuirea lui. Vreau să vă spun un lucru. Cea care stă în spatele arestării lui Ioan este tocmai această femeie, Irodiada. Irodiada aceasta era nevasta fratelui lui Irod, Filip. Iar femeia aceasta nu a putut să se împace cu ideea că omul acesta, un om simplu, vine și strigă la rege și îi spune păcatul pe nume. De multe ori, copiii lui Dumnezeu, puși în slujbă înaltă, ascund păcate, le astupă sub preș și merg mai departe. Priviți la Ioan, știa omul lui Dumnezeu că nu va fi ușor dacă va spune regelui aceste vorbe. Așa ar trebui să fii tu și eu, frate. Chiar dacă poziția ta pare amenințată, tu trebuie să fii drept și corect înaintea lui Dumnezeu. Poate că pentru un timp ca acesta ai fost ales în această poziție înaltă. Acesta este testul tău și al meu și de multe ori. Închidem ochii, ne facem că nu vedem și trecem mai departe. Cum au trecut drumeții aceia, lăsându-l pe samaritean, rănit în drum. Irod a trimis soldații săi, l-au prins pe Ioan. Nu era greu să știi unde este Ioan, unde se află Ioan. Ioan făcea lucrarea lui Dumnezeu, îl găseai în pustiu sau la Iordan. Locuri cu apă unde putea să împlinească chemarea adresată lui de Dumnezeu. L-au aruncat în temniță, dar vreau să vă spun că și în temniță Biblia spune că l-au legat. La ce mai trebuie să-l mai legi când l-ai pus în închisoarea aceea? Așa a fost acest copil al lui Dumnezeu.
În versetul 19, Evanghelia spune că Irodiada avea necas pe el și voia să-l omoare, dar nu venise timpul, nu știa cum să facă. Multe rugăciuni a făcut femeia aceasta. A chemat toți demonii în ajutorul ei să o ajute, cum să facă să omoare acest mesager care vorbește pe față, care își permite să ridice glasul înaintea ei. Totuși, a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. A venit o zi. De când așteptai ziua aceasta? Dar nu mai vine o dată. A venit ziua când copilul scump al lui Dumnezeu trebuia să-și încheie călătoria pe acest pământ. Irod a invitat boieri, mai mari oastei și fruntașii Galilei, lume multă la palat, sărbătoare mare, regele, mâncare peste mâncare, muzică, petrecere, băutură la discreție. În momentele acele, se pare că acest om, Irod, din cauza consumului de băutură, conștiința lui nu a mai judecat lucrurile cum trebuie. Și în momentul acela, această femeie șireată a prins momentul, trimițând fata ei, fetița ei, să joace, să danseze în fața oamenilor. Îmi închipui ce a fost acolo, în palatul acesta imperial al lui Irod. Destrăbălare, orgii, băutură. Amețit de aburii alcoolului, fata începe să se miște la șciv, să-și arate formele, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Muzica aceea demonică pune stăpânire pe mintea lui Irod și vede copila aceasta dansând acolo și jucând, și în momentul acela omul îi spune că e în stare și jumătate din împărăție să-i dea. Cerem ceva. Iar în versetul 23, foarte important, nu s-a trezit din beție, l-a luat gura pe dinainte, face o afirmație care l-a costat capul pe Ioan. Spune că apoi a adăugat cu jurământ, orice vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Deodată Irod face un jurământ, orice vei cere, orice. Cine te-a pus să juri, Irod, în halul în care ești? Aș vrea să vă spun că acest om, Irod, era foarte inteligent. Toate construcțiile din timpul lui, era un bun arhitect omul acesta, toate frumusețile care au fost făcute atunci, la baza lor a stat acest om. Dar acum omul este departe, departe, e în lumea lui și el face un jurământ, orice îmi vei cere, cerem și jumătate, orice îmi vei cere, îți voi da.
acest orice îmi vei cere a venit ca o eliberare pentru Irodiada. Spune cuvântul lui Dumnezeu că fata a ieșit afară. A ieșit afară și a zis mamei sale, aș vrea să vă spun ceva. Uitați-vă atent, atenți la verset. Fata a ieșit afară. Asta înseamnă că mama nu era acolo. Mama era undeva, în umbră, afară, care spiona, trăgea cu ochiul, când la Irod, când la fată, probabil prin semne, o ghida, să se miște, să unduiască. Cum. Și omul acesta amețit a căzut în capcana ei. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Păi de ce o întrebi tu pe mama ta, fetiță? Cere tu, dacă ți se dă jumătate din împărăție, vei fi al doilea om în stat ca bogăție. Ce ai vrea să ceri? Jumătate din împărăție. Nimeni n-are să fie ca tine. Tu și împăratul. Vei trăi bine de aici înainte. Dar se pare că mama stă în spatele acestei tinere. Și fetița aleargă la cea care a trimis-o și o întreabă pe mama, ce să cer, mamă? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Lecția era clară pentru ea. Ea nu știa altceva. Capul lui Ioan Botezătorul. Parcă acest cap creștea sau era de plastic Ioan și trebuia scos capul acesta și foarte simplu, femeia, capul lui Ioan Botezătorul. Ca să iei capul lui Ioan Botezătorul, întâi trebuie să omori acest om. Câtă cruzime la femeia aceasta! Cum își permite această femeie Irodiada să ceară capul acestui copil scump al lui Dumnezeu? Ce să valoreze capul lui Ioan Botezătorul pentru tine, Irodiadă și fica ta? Cât a fost în viață, nu l-ai ascultat și l-ai urât. La ce trebuie ție acest cap al lui Ioan Botezătorul? Ce să faci tu cu el? Versetul 25 spune, ea s-a grăbit să vină îndată la împărat. S-a grăbit, domne, când a auzit ce cere mama, a fost de acord și această fată și s-a grăbit. A rupt-o de fugă spre împărat. Nu trebuie să piardă timpul. Dacă se trezește acest om din beție și nu mai acceptă, ea s-a trezit. S-a grăbit. Și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Îndată. Nu lasă loc. Puțin mai târziu, peste o zi, peste două, peste o săptămână, peste o lună. Îndată. Acum. Poruncă pentru împărat. Acum vreau. Îndată. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. La ce-ți mai folosește întristarea și dacă tu ai cuvânt acum, Irod, ți-ai dat cuvântul, cuvântul tău, mai bine moare copilul lui Dumnezeu ca să ții tu cuvântul, a cuvântul tău să fie drept. Să stea în picioare cuvântul tău. Mai bine scălcai cuvântul, Irod. Și nu făceai această faptă oribilă cu acest om scump al lui Dumnezeu. Mai târziu,
Fiul lui Dumnezeu. Spune că Pilat ar fi vrut să-l scape, dar de teamă să nu se supere cu Cezarul. A pus să-l bată și a mai încercat el ceva, a văzut că nu ține, l-au liberat, eliberat pe Baraba, iar pe Iisus Hristos l-au condamnat la moarte. Și a făcut un gest, s-a dus, s-a spălat pe mâini, eu nu sunt vinovat. Pilat, nici tot Arielul din lumea aceasta nu te va absolvi de vina pe care ai avut-o. La fel acest om, Irod, nu a putut să treacă peste cuvânt. Omul are cuvânt acum. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. De unde să-l aduci? Nu era undeva pe... Ca să-l aduci trebuia să-l tai. Trebuia să pui acest copil al lui Dumnezeu cu capul pe ceva, iar securea lui trebuia să taie, să-i... trebuia să aibă loc acolo. Mi-e greu să dezvolt lucrul acesta, ce s-a întâmplat acolo. Spune că ostașul de pază s-a dus, a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și culme. Fetițo, dacă l-ai cerut, e al tău. Dar fata a făcut un gest și spune că după ce i l-a dat fetei, fata l-a dat mamei sale. De fapt, ea era cea care dorise acest cap al lui Ioan Botezătorul. Sunt unii care urește pe fratele său cu o ură demonică. Mai bine să fie mort, să nu să fi născut. Nu-l suport. Dacă ăsta merge în împărăția lui Dumnezeu, mai bine nu merg eu. Frați, în credință. Sau frați de sânge. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de a ridica trupul și l-au pus într-un mormânt. Foarte cutremurător ce s-a întâmplat acolo. A trebuit să stau multe minute, să-mi revin după această dramă pe care am studiat-o acum. Astăzi, în timp ce studiam, ce mă gândeam aici, mă gândeam cum acest copil scump al lui Dumnezeu și-a încheiat viața așa de tânăr. Avea mulți ani în față. O lucrare mare de îndeplinit. Aș vrea să fac paralela dintre Irod, Irodiada și fiica ei și poporul lui Dumnezeu. Să știți că ceea ce s-a întâmplat atunci este ca un simbol al ceea ce se va întâmpla la final, în acest timp din urmă. Poate că îmi veți spune, bine Marius, dar cum?
care e legătura dintre dansul fiicei Irodiadei, Ioan, și poporul lui Dumnezeu? Haide să studiem. Haide să ne aplecăm mai profund asupra acestor versete. Și îl rog pe Duhul lui Dumnezeu, îl rog pe Domnul, ca acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu, Mângâietorul, să ne miște inimile și să ne vorbească direct conștiinței noastre, să deschidă ochii noștri, să înțelegem cuvântul. Că ceea ce s-a întâmplat atunci se va repeta cu poporul lui Dumnezeu la final. Cine era Irod? Irod era rege, era împărat, era conducător, era puterea, era statul, era tot. Omul acesta dădea legi. Nu se făcea nimic fără voia acestui om. Irod, frații mei, Irod este statul în timpul din urmă. Dar poate vei zice, dar Irodiada cine este, Marius? Irodiada, cum știm în Biblie, femeia reprezintă o biserică. O biserică curată sau o biserică apostaziată, numită curvă sau mama tuturor curvelor și spurcăciunilor sau Babilon. Această Irodiadă reprezintă femeia desfrânată, instituția romano-catolică. Babilonul acesta, care nu a avut milă de creștini din anul 538 până în 1798, timp de 1260 de ani, a măcelărit copiii scumpi al lui Dumnezeu. Inchiziții, Santa Inchizițion, au murit, unii spun, peste 50 de milioane de oameni, alții spun 70 de milioane, alții spun că nu se cunoaște numărul real. Mulți. Irodiada. Dar cine este fiica Irodiadei? Pe cine reprezintă fiica Irodiadei? Sunt toate acele biserici care cândva au fost protestante, iar acum au apostaziat. Anul trecut, pe 31 octombrie, Biserica Luterană a dat mâna cu Roma și a acceptat ca această biserică luterană, care se împotrivea învățăturilor romane, Luther, care a bătut acele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg și a protestat, au fost protestanți aprigi. Anul trecut au dat mâna cu Roma. Mama Irodiada și-a primit fica cu brațele deschise. Și câte biserici care au fost cândva protestante au apus și au apostaziat dând mâna cu această biserică. Dar care este jocul, dansul acestei fiice? Când va avea loc acest dans? Frații mei, când fiica va începe să danseze, să joace înaintea lui Irod, statul
și biserica. Statul Irod, Irodiada biserică. Atunci va cădea capul lui Ioan Botezătorul. Mulți vă puneți întrebarea și spuneți, când? Știi tu, Marius, când? Studiați Scriptura. Căutați în Biblie. Și sunt sigur că Duhul lui Dumnezeu vă va explica tot ce trebuie să știți. Mai întâi de toate, ca acel cap al lui Ioan Botezătorul să cadă, trebuie să aibă loc o zi, un ospăț, o aniversare. Ia gândiți-vă dumneavoastră, în timpul nostru, nu observăm noi cum se face atâta reclamă în mass media, ziare, radiouri, televiziuni, cu o zi în care toți ar trebui să ne odihnim, o zi în care o numesc ziua familiei, când să avem timp să stăm cu familia. Nu observați dumneavoastră cum această zi, duminica, este ridicată la rang înalt, rang de cinste, în timp ce ziua lui Dumnezeu, ziua sfințită de El, este coborâtă din ce în ce mai mult? Când această zi va fi aprobată și se va da o lege duminicală în care tot pământul să se închine în ziua duminicii, în momentul acela, fica Irodiadei își va începe jocul, dansul, iar următorul pas va fi căderea capului lui Ioan Botezătorul. Vreau să vă spun că suntem foarte, foarte aproape de acel eveniment. Foarte puțin ne mai desparte. Să știți că Ioan și-a împlinit lucrarea până la capăt. Ești chemat tu și eu, acolo de unde ești. România, Spania, Germania, Italia, să fii martor pentru Dumnezeu, să ieși în față. Dumnezeu se bazează pe tine. Aș vrea să aprofundăm acest studiu pentru data viitoare, când voi prezenta din nou. Să vorbesc mai mult despre învățăturile din trecut, să intrăm în profeții, să studiem împreună și să deschidem ochii și să vedem că Iisus Hristos este gata să vină. Dar noi încă zăbovim pe acest pământ blestemat, plin de boli și suferință. Mor frați, mor oameni. În spatele nostru și în față și peste tot. Iar noi trecem mai departe. Ești chemat să fii un iman în acest timp scurt care a mai rămas. Și nu uita, ce n-ai făcut într-un timp de pace, de libertate, va trebui să faci într-un timp când libertatea va apune. Dumnezeu să te binecuvânteze, ascultătorule.
iar acest mesaj să facă el să ajungă departe, așa cum îmi place mie să spun, până la marginile pământului. Îmi doresc ca suflete sincere să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe El ca Mântuitor, iar în ceruri să fie bucurie mare. Dumnezeu să te binecuvânteze. Iar la întâlnirea următoare, Dumnezeu să vorbească minții tale și inimii tale, iar la întâlnirea următoare, tu deja să înțelegi aceste lucruri și evenimentele în care trăiești. Pacea lui Dumnezeu să fie peste casele dumneavoastră și El să fie mărit și lăudat în veci. Amin.